Mă numesc Șchiopu Simion Doru, născut în comuna Topleț, fiul lui Șchiopu Ecaterina, născută Tătucu, deportat în Bărăgan, în comuna Olaru, în 1951. Ulterior s-a transformat în Roșeții Noi. Mi-a povestit de când au plecat până când s-au întors evenimentele sau pățănile prin care au trecut, chinurile pe care le-au suportat și ea și familia dânsei. În 1951, pe de Rusalii, la poartă, la ușă, la stradă, a fost postați doi militari cu pușcă, care nu le-a asigurat, nu le-a dat voie să iese afară, nici să intre în vizită la ei altă persoană. Ulterior, li s-a spus că poate să ia cu ei ce consideră necesar pentru un trai. Nu le-a spus unde îi va duce. Au luat căruța, doi boi și o vacă. I-a dus în gară la Topleț, au format un convoi, i-a dus în gară la Topleț, acolo li s-a repartizat un vagon de persoane, bou vagon, cum se spunea, la două familii le s-a repartizat un vagon. Acolo i-a urcat în vagon, s-a închis ușile și au stat acolo, cred că, după cum spunea, aproximativ până a doua zi, când i-a dus în stația Mehadia. În zona Topleț-Orșova, pe CFR, a fost un accident, a căzut piatră sau nu știu ce, și nu a putut să pornească trenul. Ulterior, au plecat acolo, au ajuns în Olaru, acolo i-a dat jos din tren, i-a dus în, tot însoțit de armată, până într-o localitate sau un teren viran pe care erau trase niște brazdă pe la margine și înăuntru erau asigurate prin pari, bețe care erau înfipte în pământ, proprietăți, adică locul unde poate să-și facă bordei și casă ulterior. Acolo și-au făcut prima dată un bordei, unde au stat. A fost o iarnă grea. Ulterior și-au construit o casă. În 1952, la stabilizarea banilor, în ianuarie sau februarie când au fost, au fost nevoiți să-și vândă. Bunicul meu a fost, din 51, a fost obligat, ca să primească bani, să lucreze la a săpa șanțuri de irigație. Pe fiecare an în parte avea o normă. Mama a terminat liceul la Caransebeș de fete și a fost contabilă. S-a angajat ulterior la cooperativa din Roșeț. Unchiul meu, Tătucu Aurel, a fost elev la liceu. Pe acte apare sub inginer. Ei s-au interzis să se ducă să-și dea examenele la Timișoara. În vara lui 52 li se aducea apă cu cisterna cu care se căra borhot și din aia era apă potabilă cu care trebuia să gătească, să alimenteze ei și animalele pe care le mai aveau. În fiecare an trebuia să lucreze la CAP-ul. Tot acolo bunica și mama s-au îmbolnăvit, au fost trimiși la spital la București. Bunicul, Tătucu Gheorghe, s-a îmbolnăvit și el, a avut reumatism și ulterior, fiind și în vârstă, era născut în 1894. Mama la deportare a avut 28 de ani, unchiul meu, Tătucu Aurel, 23, bunica, nu mai rețin exact cât avea, și s-a îmbolnăvit acolo mama de bazedov, de tiroidă, din cauza apei pe care o consumau, că nefiind apă cu iod sau nefiind apă bună, potabilă, erau obligați să bea apă din Borcea. Din cauza lipsei de apă,
povestea mama că vara pe căldură beau apă din urma copitei calului ca să se poată alimenta. Au fost obligat să presteze munci în vara în iarna anului 1952. A fost zăpadă atât de mare de nu s-a putut, deci de la gospodăria agric gazul din Roșeții Noi nu s-a putut deplasa la domiciliu. A fost obligată să doarmă acolo, pe masă și pe sub ușă, cum viscolea vântul, era băga zăpada înăuntru. Afară era zăpada mare, se circula pe la nivelul vârfurilor pomilor la plopi, pe dedesubt ca să se ducă să dea aliment la să alimenteze furaje la animale, făceau tunele prin zăpadă. Tot atunci mama a vrut să se deplaseze în acasă și din cauza viscolului și a zăpezii s-a pierdut. Norocul a fost că un angajat basarabean, nu-i mai rețin numele cum i-a spus mama, o văzut că a plecat, s-a luat după ea și a găsit-o, că altfel oricum nu o luase în direcția bună în care era satul, din cauza viscului nu se vedea, s-a deplasat greșit. Bunicul meu în fiecare an trebuia să lucreze la săpat șanțuri, li s-a atribuit un teren pe care trebuia să-l muncească pentru a-și produce bunurile de care aveau nevoie. Unchiul meu, tătucu Aurel, trebuia să-și susțină examenul la Timișoara. Prima dată a plecat fără bilet de voie. A fost prins de armată în București, l-a dus înapoi. Data următoare a trebuit să-și facă cerere către Ministerul de Interne, prin care să-i se asigure o învoire de 15 zile pentru a susține examenul de stat la liceu sau unde au învățat. Oamenii care au fost duși în bărăgan din partea de vest a țării, după clisura Dunării sau în restul pe culoarul Timiș-Cerna, au fost duși marea majoritate ca și cheaburi, au fost oameni înstăriți care toți banii care îi câștigau acasă îi foloseau pentru a își cumpăra pământ sau alte bunuri necesare pentru întreținerea familiei. Când au venit de acolo, nu mai avut nimic, casele, nu mai avut giurgiuvele la geamuri, nu mai avut uși, nu mai avut podele la pod. Chiriași care și-au bătut joc de proprietăți, la deportare în Bărăgan, pe lângă ce apare de la CNSAS, bunurile care le-au avut, respectiv turbină, mașină de treierat, moară, mașină de scărmânat lână, gater cu 10 pânze verticale, circular și altele, au mai avut și animale care erau la pâl, cum se spunea, la cioban, care nu mai figurează pe niciunde, au avut gâștă, oi, și ce mai rămas acasă, porul, în beci, țuică, brânză, tot ce era, are în momentul când au venit, nu au mai avut nimic. Dar nici aia care, la care au rămas, nu au venit la întoarcere, nu au venit să le ofere. Băi, ține, din ceea ce ai avut. În 1955, în 12-a, s-a dat decizia 6200, care i-au adus acasă, i-au fost duși în Bărăgan cu decizia 200 din 51, dată de Ministerul de Interne. Când au venit acasă, au fost considerați și în comună persoane incomode. Respectiv, toată lumea evita. Le era frică că li se cere ceea ce au lăsat. Mama, înainte de plecare, a lucrat la fosta uzină Schramm, Hüttl și Schmidt, ulterior la naționalizare s-a transformat în uzina Magheru. În 56, când au venit, au angajat-o formal, când au avut încotro, dar după aia au dat-o afară.
ulterior, când au mai făcut cerere pentru angajare, i s-a spus, conform hotărârii Consiliului de Miniștri, nu mai are voie să o angajeze. Bunicul a avut două case, una a fost cu chiriaș și în una au făcut OCL-ul, făcut birt, care în momentul în care trebuia să se renoveze, să se facă, ori prefera să plece, rămas casa așa cum a rămas. Tot ceea ce m-a povestit e greu de priceput, e greu de transmis. Probabil sunt multe lucruri care, la momentul când mi le-a povestit, nu le-am priceput. Sunt multe lucruri care nu le-am înțeles ce mi-a povestit din clipele de groază. Nu au fost alte clipe când mama mi-a spus că a învățat să noate când trecea Dunărea în not, ca să treacă dintr-o parte într-alta, să scurteze din drum. Bunicul meu a făcut reumatism tot trecând după animale, fiind obligat să caute prin apă. 52, la stabilizare, ori vândut un vițel. După ce au vândut vițelul, nu le s-au mai ajuns banii pentru a-și asigura traiul. Vaca care o aveau, a mâncat paie și în paie a fost sârmă. O trebuie să o taie și pe aia. Și au vândut carnea cu bucățica la alții, pe datorie, pe ce au fost. Deci sunt multe lucruri care nu le găsești în cuvinte să le explici, să le exprimi. Sunt foarte greu de priceput pentru mine, care mi-a povestit mama. Tot așa, cred că mult mai greu sunt pentru cei care ne privesc, care nu vor înțelege niciodată ceea ce înseamnă clipele pe care le-au petrecut părinții noștri, bunicii, acolo într-o zonă care ulterior regimul comunist băga buldozere și-o dărâma tot. Deci, au fost oameni care au știut să-și facă și-au făcut case din cărpici, cu asta, prima dată au stat în bordei, acoperite cu stuf, cu ce găseau la îndemână, băgau pe foc bălegar, uscat, amestecat cu paie, ca să întrețină focul. Foarte greu. Au fost folosiți la munci oarecum asemănătoare cu sclavii. Erau obligați să recolteze bumbac pe câmp, erau obligați să facă toate muncile care cetățenii care din zonă le refuzau să le facă. Mama din Bărăgan a venit o microbistă până peste cap, până la adânci bătrânețe, până la 93 de ani, s-a uitat la televizor, la fotbal. Și-a știut, pe acolo, unchiul meu a jucat fotbal și a fost la Gaz, nu știu, Roșeții nou și a jucat cu PTTR tot de acolo. Și-a câștigat finala pe Raion cu 1-0. De acolo a venit cu o meteahnă, cu microbistă. Și-a fost microbistă până peste cap. Era ceartă în familie numai pentru fotbal. Pentru restul putea să fie orice. Și să știți că modul ăsta de a, probabil de a fi atrasă de ceva, cred că așa ținut așa. Dorința ei cea mai mare a fost, mamă, să reușesc să-ți dau sau să-ți asigur ceva din ceea ce am avut noi. Iar bunicul meu a trăit ascultând Europa Liberă cu urechea la radio. Mama a trăit cu gândul sau cu asta că va reuși să recupereze din bunurile sau contravaloarea bunurilor care au fost naționalizate. Și toate au plecat pe spatele meu acum. Să încerc să nu mai las povara copiilor mei de a recupera ceea ce au avut. Am fost trezit noaptea pe la ora 3 jumate, nu știu așa, cu bătăi în poartă și tata afară. Au intrat niște ofițeri superiori și a cerut buletinul, cât suntem în casă. Am fost noi 3 copii, tata, mama și bunicul tatălui și bunica, 7 în casă am fost.
Și ceru buletinele de la adulți, s-au luat buletinele și ne-au înștiințat că, eu știu, să ne strângem câteva lucruri care putem. Și avem dreptul la doi cai, noi n-am avut decât unul, că tata a avut tractor, batoză, moară, n-a fost cu animalele, i-au plăcut mașinăriile și o vacă și porci, dar sunt porc, cred că au 5 găini sau 7, nu știu cât, n-aș vrea să spun exact câte, și lucruri. Eu știu, cât putem să punem într-o căruță sau poate mobilizează-l în sat încă vreo căruță, două, putem să ducem. Am început să împachetăm lucruri și spre ziua, eu știu, așa pe la 7:30, 8, eu știu cât să zic, tata spărgea niște lemne că au tăiat vis-a-vis de noi, a stat bunicul și cu unchiul. N-avea voie să iasă nimeni afară pe poartă. La geam au văzut că bunicul a vrut să vină la noi și l-au luat. Miliția, cred, militar, nu știu, nu pot să spun care l-au luat și l-au dus la postul de miliție. Tatăl, cum era cu toporul în mână, așa, acum parcă-l văd, l-a pus așa pe umăr și a zis, din acest moment nimeni nu mai împachetează nimic. Ăștia au dat telefon și într-un sfert de oră, poate că o fi durat 10 minute, în sfert de oră, au venit niște ofițeri superiori de la comună, care era la 7 km, nu, 5 km de noi, cu o mașină, au intrat în curte și au zis, tovarășu Chirilă, de ce sunteți supărat? Ce s-a întâmplat? La care tata a răspuns cam așa, atât timp cât țin toporul cu o mână pe umăr, nu sunt supărat. Când îl apuc cu două mâini, atunci voi fi supărat. Păi ce s-a întâmplat? Uite, tatăl meu care stă acolo, a vrut să vină să mă ajute să pachetez ca să pot să plec mai repede și l-au luat, l-au reținut la postul de miliție, că fiecare sat avea un post de miliție, l-au reținut acolo, au zis, bine, se vine, l-au dus aici, au venit unchi, toți aici, așa, și mai o dorință, altceva ce aveți? Acești bătrâni erau 80 de ani, au avut așa vârsta mea care am acum, străbunicul și străbunica nu sunt părinții mei, sunt bunicii mei. Pe mine duceți-mă unde doriți dumneavoastră. Dar ei ce să caute cu mine? N-au ce să caute cu mine, dumnealui e copilul lor, nu eu. Și bine, să rămână și ei aici. În sfârșit, am împachetat pe la, eu știu, în jurul orei 12 s-a format o coloană de mașini, de căruțe și am plecat spre gară, unde trebuia să ne îmbarcăm. Acolo, din localitate din Rusova Veche, au fost 3 familii deportate. Am ajuns la gară, acolo erau căruțe, nu știu cât să vă zic, sute de căruțe, sau poate, dacă nu mii. Erau și, în sfârșit, spre seară, cred că nu repartizat câte un vagon la fiecare. Și tata a avut ideea, și că, măi, haide să facem altă organizare. Suntem 3 familii, într-un vagon, să punem toate animalele. Noi am avut o căruță mică, ușoară, o băgat în mijlocul vagonului, de o parte și de alta au fost animalele. Dintr-o parte, cu lucruri, stau femeile și copiii și noi, bărbații, mergem în cealaltă, în cel de-al treilea vagon cu o parte din lucruri. Tata, în acest timp, a desfăcut un butoi de 50 de litri de vin și a vrut să-i dea drumul în curte, jos. Și unul dintre militari spune, nene, păi dați drumul, luați-l că dumneavoastră, că poate vă prinde bine. Și l-au luat și l-au dus în vagonul unde erau militari, adică bărbații. Și acolo au mai clondirit. La un moment dat ne-au liniștit sau eu liniștit, le-au spus lor, stați liniștiți că mergeți în țară, nu mergeți. Că toți s-au crezut că mergem spre răsărit, mai departe de granițele țării. Și am călătorit cu trenul 7 zile. După 7 zile am ajuns la gara Bărăgan, unde am debarcat și am plecat cu o căruță, cu un cal, am avut o căruță, eu și una dintre surori și tata.
Am tot mers, eu știu, kilometri întregi. Era un militar călare care însânțea convoiul. Am în vorbă cu el, nu știu ce, la un moment dat am mai urcat el în căruță, m-a dat mie calul, să cale calul lui, fășeau și am tot mers, am ajuns într-un sat după câteva timp. Acum, ulterior am găsit că sunt vreo 20 km de la gara Bărăgan până la malul Borcii, satele de pe malul Borcii. Am coborât în sat și copil fiind, măi tot uitam așa pe la casă, oriunde ne cazează, unde ne... Aici, aici. Am ieșit din sat, am intrat în altul, am urcat pe uliță în ăsta, nici acolo nu, am ieșit a doua oară din sat și ne-a luat pe un câmp. La un moment dat am întors și am văzut numai căruță, așa pe câmp. Au venit tovarășii de la care erau aceia de administrație, șef de la raion, țiganul Zbârșaion, așa i-au zis. Era un țigan micuț cu vârstaț, așa ca lui Chaplin, și nu repartizat. Era trasat ăsta, străzile și din 20 în 20 de metri era un țăruș de salție cu o tablă de 15 pe, sau de 20 pe 15 cu numărul. Și tata a ales numărul 504. 502, 500, nu, 500 3 și 505 au fost celelalte familii din Rostova. Și pe lângă căruță, eu știu, am dormit prima noapte sub căruță, a doua zi au venit și restul de lucruri care l-am avut, sora și mama au ajuns și ele aceia, și din dulapuri, din cuverturi, nu știu cum, am făcut un adăpost pentru soare și vânt, că asta era acolo, pe Bărăgan. Erau și un basarabean, ăsta a avut un patifon pe care îl întorcea la manivelă. Și duminica următoare, după o săptămână, le-au spus localnicilor să nu ia contact cu noi, că suntem periculoși, suntem titoiși, suntem oameni răi, să nu intre în contact cu noi. Ei, după o săptămână au început să vină grupuri de tineri, după aceea și în vârstă, și la un moment dat a venit unul mai în vârstă și zice: mă, fraților, nu stați aici așa, faceți-vă bordei. Că aici muriți la iarnă, aici nu știți ce vânturi, ce ierni geroase sunt, aici nu puteți să stați așa în câmp. Faceți-vă un bordei. Dar ce e acela bordei? Că noi n-am știut ce e acela bordei. E, haideți la mine în sat să vă arăt ce e acela bordei. Ne-a arătat o groapă în pământ acoperită, acolo avea animalele în acel bordei. Băi, a doua zi ne-am apucat și noi, am făcut un bordei, am mers cu cineva cu căruța, am tăiat, era o lizieră de salcâmi, a fost perdele de protecție, așa, calul pregătit, un bătrân tăia, unul dintre ăsta, și tăia, eu am stat în căruță, dacă vine cineva să apucăm să o ștergem. Am adus alți câțiva parbune, câțiva până am reușit să facem în acoperiș, l-am acoperit cu niște paie, am pus pământ peste el, am băgat mobila și, nu știu, parcă a fost mai bine decât afară în bordei. După aceea trebuia să ne facem case. Ne-au dus pe malul Borcei să facem chirpici. Scoatem apă din Borcea și să o amestecăm, să o călcăm cu picioarele. Am făcut câteva zile, nu a mers treaba cine să facă chirpici, că nimeni nu știu cum să procedeze, cât s-a făcut, ce spor la muncă a fost atunci. Și au renunțat și au ajuns la ideea să facem din pământ bătut. Ne-au dat de acolo, de la centrul satului, fiecare, eu știu, casa au avut 7 metri, ne-au dat 7 grinzi, 14 căpriori și câteva scânduri. Și după ce am făcut și asta, tata cu mama au mers cu căruța sus, în Baltaia Lumiței, până la Dunăre, și acolo au tăiat stuf. Când am intrat în casă, asta a fost de Mihail și Gavril.
am intrat în casă, acum parcă văd, a fost altceva. Casa a fost camera 4x4 și jumătate și bucătăria 3x3 jumătate, că a avut un cerdac în față. Cum a fost acolo în Bărăgan? Ați avut prieteni? Da, eu am terminat școala în 4 clase în 49. Și a fost reforma învățământului, că la sate nu s-au mai făcut 7 clase cum se făceau înainte și am rămas cu 4 clase. Tata, sunt băiat, al treilea copil al familiei, pentru că au fost două surori înainte, două fete. Dacă erau una dintre ele băiat, al treilea n-ar fi venit, că la noi în Banat nu s-au făcut copii mulți, că eu știu, unul, doi, excepțional trei. Și au zis că sunt băiatul care voi putea să duc mai departe tradiția familiei și cu 4 clase. Anul următor, în mod dat, am vorbit cu un învățător, că știu, prin decembrie, din ianuarie, iarna, când și așa nu aveam treabă la munca câmpului ce să fac, să mai merg la școală ca să nu uit să scriu și să citesc. Ajungând acolo, s-a făcut școală în sat, s-au ridicat case, au făcut dispensar, un magazin alimentar, primărie, cu o sală de cămin cultural. În 3 clase la ciclu 2 au fost câte 30-32 de copii în fiecare clasă, 5, 6 și 7. Și profesori? Profesori au fost localnici, de aceea care deportați de-ai noștri, care tot așa ca noi, și doar directorul au adus un învățător din satul vechi. În toamnă, tata a vândut calul, căruța, vaca, și nu s-a dus la lucru deloc. Am trăit cu banii ăștia. Norocul nostru a fost, sau zic, înțelepciunea lui, că în februarie, cred așa mă amintesc, chiar oare februarie, în 52 a venit stabilizarea și ceilalți sau mulți care și-au vândut animalele, au băgat banii la brâu sau la saltea, a venit stabilizarea și au rămas fără nimic, că au plecat la muncă imediat, după 2 săptămâni, s-au dus deja la muncă să angajeze. Unde? Ei, a fost jos, în Balta aia Lumiței, era gostat acolo, unii pe la porci, unii, eu știu, care fiecare, a fost o fermă de porci acolo. Tata s-a angajat în primăvară, e, și toamna au zis așa către mine, că dacă s-a înființat școala aceea în sat, nu vrei să duci la școală? Ha, vreau. Și am mers la școală în clasa 5-a, după ce am întrerupt 2 ani de zile. Mi-a fost foarte greu în primul an, pentru că 4 clase făcute cu un singur învățător care din 4 ore a stat 2 la școală și 2 în altă parte, prea multe n-am putut să adunăm copiii de acolo. Anul următor, tata s-a angajat pe un tractor s-au făcut o îndiguire a gostatului de în jur de 40 de kilometri de jur împrejur până la Dunăre, de la Borcea 10 km așa, 10 așa și 10 așa. Un dig de 7 km, de 7 metri înalt, cu taluzul înspre Dunăre, înspre exterior, și jos era abrupt. Și trebuia să... au avut un grader, o mașină rusească cu care, eu știu, căra pământ pe dig. Acolo au lucrat și oameni mulți, cu căruțele, cu caii, au urcat pământ sus și cu tractorul îl așeza. Și cu lama l-a taluzat, l-a întins pământul acolo. Și mama s-a dus, a lucrat în primăvară la grădină, că a fost o grădină de zarzavat acolo de 1000 de hectare. S-a format atunci, a lucrat acolo și în vară, înainte de terminarea anului școlar, a venit de la Ovidiu, din Constanța, un delegat pentru
brațe de muncă pentru muncitori și au plecat câțiva. Și după aceea, când am terminat și o școală, s-au vorbit cu cineva, hai să mergem și noi. Acolo, că zicea că se plătește mai bine acolo. 4-5 adulți și 5 copii am fost așa. Și am mers cu trenul de la Fetești până la Mecidia. La Mecidia ne-am dat jos din tren pentru că am intrat în zonă de frontieră și ne era frică că ne prinde miliția și nu aveam voie să depășim din sat mai mult de 10 km. Dacă am depășit 10 km, era riscul de a fi arestat. Ne-am dat jos din tren și am ieșit la o ocazie să luăm pe rutier, poate găsi vreun camion ceva. N-am găsit, am mers în oraș și acolo ne-a cazat cineva la un gostat. Și acolo am stat 3 zile. Am tot dat telefon la Ovidiu, la Ovidiu. Când suna telefonul, am ieșit afară. Am sora mai mare cu mine, cu 6 ani, eu am avut 12, eu am avut 16 jumate. E, când am auzit telefonul, am fugit ca de nu știu ce, ca de bombe, speriați că n-am știut ce ia la telefon, așa cum știu acum, la un an să bumburească. Era și un învățător, un profesor de matematică al nostru cu 2 băieți. El a plecat, fiind profesor, la 1 septembrie. Eu cu mama am mai rămas, nu până la 1, până la 15 când am început școala, până în... La 1 octombrie, când am ajuns la școală, în prima zi, deja făcuseră ceva geometrie, elementele cercului. Și domnul profesor, toți copiii cu mâna în sus, s-au ridicat, și care au știut, și care n-au știut. Eu, care n-am știut cu ce să mănânc ăla, bineînțeles că n-am ridicat mâna. Și odată mă întreabă una, nu știu, a doua oară, nu știu, m-a scos în fața clasei. Ei, deja atunci am crescut, 13 ani jumate, îmi lăsasem freza mare, m-am cumpărat un trailing cu fermoare și așa. Ei, am început să mijească mustața după colegi, mă uitam nu știu ce, mă scoate în fața clasei și îmi trage două perechi de palme. Dobro, nu știu, trebuie să înveț. Și până la urmă, orele de geometrie și l-au făcut toate cu mine. După ce am terminat 7-a clasă, în 73 le-au dat voie să mergem mai departe la fără frecvență. Și ne-am organizat 24 de copii, ne-au dat niște bănci, că în prima dată ne-au făcut aici la o templărie, nu știu cum, niște mese lungi și scaune am avut în primul an de învățământ, în clasa 5-a, clasa 6-a, când am ajuns, ne-au dat bănci cu două locuri. Și asta era undeva la, v-am zis că la primărie era și o sală unde era cămin cultural, unde se făcea dans. Și acolo ne-au dat de la primărie voie să facem o clasă. Și ne-am făcut o clasă de elevi, ne-am luat profesori. Eliberaseră din pușcărie deținuți politici și am avut profesor de franceză, un mărgineanu, profesor universitar din București, altul inginer matematică, altul așa, au luat și ne-a predat ca la școală. Lecții ne și ascultau, dar note nu ne-au dat, că n-aveau cum, ne-au dus la examen. Tata mi-a zis, te duci la școală, dar să nu mă faci de rușine. Dacă vrei școală, dacă nu, vii cu mine ajutor pe tractor.
că am nevoie de ajutor, dacă nu, la școală. Băi, la școală, eu vreau dacă se poate. Dacă nu se poate, eu nu pot să te oblig să mă dai la școală. Că n-am cum. Am dat examene, am mers în sesiunea de iarnă, sesiunea de vară. Din 24, eu, doi băieți și o fată, am fost integraliști. Ceilalți au avut câte o distanță, două pe toamnă. Domnul profesor de matematică avea și el doi băieți, un băiat și o fată, care au avut ceva distanță. Când s-au întâlnit cu tata, l-au felicitat pe domnul Chirilă, că de băiatul dumitale a reușit, a mei au o distanță sau două, nu știu cât ori fi avut. Și am început și clasa 5, după aceea nu ne-am mai dat voie, că am avut în clasă, nu, dar în sat, doi securiști. Pe lângă miliție au fost și doi ofițeri de securitate. Și nu ne-am mai dat voie să ne întâlnim, că cine știe ce putem să punem la cale. Am mers pe rând, am fost 7, ne-am împărțit în câte 8, câte într-o grupă, în 3 grupe și azi într-o casă, mâine în alta, așa, la fiecare, abia 8-a zi, ne-am întâlnit la mine acasă, au venit profesorii, au predat aceeași materie de 3 ori și am reușit, că să vă zic și cu asta o întâmplare, prin 53, au trecut niște avioane, nu știu, au aruncat niște manifeste. Și am luat niște manifeste, copii. Și m-am dus la cineva cu încă un copil să ne le citească. Că era scris în germană să ne le citească. Era un prieten, un coleg mai mare ca mine, un neamț. Mi-a citit el ce și cum îi, și a doua zi pe el o fi avut mai multe, nu știu cine ne-a zis, l-au chemat la securitate, acești ofițeri. El ne-a spus, vezi că m-a chemat la securitate și eu am spus că a spus și voi aici, la mine, cu ele, să le citiți. Vine omul de serviciu a doua zi la noi, mine și un coleg mai mic ca mine de vis-a-vis, și zice, să mergeți că am primit ordin să vă duc la miliție. Și atunci m-am înțeles cu el că am găsit hârtiile astea și am crezut că sunt certificate, ceva acte, dar cuiva, dacă știe să le înmânăm cuiva, că noi n-avem ce să facem cu ele. Și el a spus, nu e nimic important, puteți să le rupeți. Și noi le-am rupt. Așa am zis că ăsta le-am rupt. Am ajuns acolo, când am ajuns, ne-a băgat pe unul într-o cameră, pe unul în alta, ce avem în buzunare, să golim tot și să dăm o declarație ce am găsit, cum am găsit. Și am spus că am mers la el, am crezut că sunt ceva acte. Și el a zis, nu-i nimic important, puteți să le aruncați. Și noi le-am aruncat și ne-o trimis să le căutăm. Noi nu le-am aruncat, ăsta e adevărul. Să căutăm că poate găsim vreo bucată și să ne ducem înapoi, să le spunem. N-am găsit nimic, a fi luat vântul, ce s-a fi întâmplat, nu știu. Și ce scria pe acele manifeste? Eu știu. Mai țineți minte? Ce scria, că n-aș putea, ceva, eu știu, propagandă politică. Da. Că vor veni, că se va îmbunătăți, că... Nu pot să vă zic ce exact ce-am scris, că mi-a tradus așa fugitiv câte ceva. Și în clasa 8-a am terminat, în clasa 9-a deja am început din nou și în ianuarie am plecat înapoi, ne-am repatriat acasă de unde am plecat. Noi copiii am plecat mai devreme, toți trei, tata au rămas cu mama. Am plecat cu trenul până la București. La București
erau niște studenți care au lucrat la grădină, acolo, la grădina legumicolă, unde am lucrat și eu în fiecare vară, până când am venit 3 ani de zile, pe canale de irigații. Am dormit 2 nopți în București, am mers seara, am luat unul dintre ei, haide să mergi la cămin să vezi cine de nouă de mâncare. Erau fasole cu mămăligă la cantina studențească. Asta era în 56. Am ajuns acasă, când am ajuns acasă, în casă n-am putut să intrăm. Casa n-a avut porți, au fost luate, plafoane n-au fost nimica, magazie, scânduri, nimic. În curte au băgat și în camere 250 de oi ACAP-ului. Era bălegarul de 20 cm peste tot. Așa, avea, în casă am reușit să intrăm într-o cameră, am stat la bunici vis-a-vis. Abia în mai. Și ulterior, cu greutate, au reușit să facă plafoane și la celelalte camere. Dar în 2-3 ani, că nu se găseau scânduri. Cu niște scânduri cu intervenții, cu nu știu cum, doar la un metru, așa. Și puse din grindă în grindă. A fost greu de cârpit. Dar spuneți-mi, după ce v-ați întors, v-au mai urmărit sau v-au mai întrebat că ați fost deportați, ați avut probleme? Da, vă povestesc. Am terminat liceul în 57 și în 59 am intrat la facultate, la chimie biologie, de 3 ani în Timișoara. Și de acolo ori trimis să dăm, cred că așa parcă mă amintesc, o declarație, situația noastră cum a fost, tata tractorist, nu știu ce, am scăldat eu pe acolo, n-am prea zis că am fost deportați. Și o trimis o scrisoare la primărie. Primar, nu președinte de sfat, la comună, era un cetățean din sat cu mine, care avea băiatul militar. Și a fost contabil la CAP-ul și președinte de sfat la Nicolinț. Acolo tovarășul Luțcă a scris: deportați, chiabur, legionar, participat la întruniri, nu știu ce, nu știu cum. Eu am fost un grup de 4 băieți, de aceea din zona Oraviței, care eram la masă, toți. Dacă unul s-a așezat la masă, când al doilea nu a venit să întrebe dacă este loc. Am stat toți împreună. Și era o fată olteancă care lucrase în învățământ, micuță așa. Lucrase în învățământ și a făcut o membru de partid. Și mai era... Erau 3 dintre colegii noștri membri de partid. Că eu am fost la chimie biologie și am fost istorie geografie. 2 secții. Și neputând să facă o organizație de partid cu 3 membri, i-au cooptat în organizația de partid a profesorilor. Și doamna Ionela era nebunită după unul dintre colegii mei. Ăsta n-avea ochi să o vadă, dar noi, ca să facem șicană lui, eu tot o luam pe Ionela, hai vină, încoace, Ionela, în grupul nostru, tot o trăgeam aici. Și ea venea pentru el și ăsta, noi, ca să-i facem șicane, am tot adus-o de fiecare dată. Și m-am prietenit bine cu aceasta Ionela, care mergea la cadre fiind așa și îmi spune, uite, tovarășul, ai primit, m-a chemat și pe mine și am mai scăldat eu acolo, cum ați îmi spune, dar în sat n-aveți CAP-ul? Ba da, avem CAP-ul. Păi unde, cum îi spune, nu știu ce îi spun. Și îmi spune, asta vezi că te cheamă din nou la cadre, pentru că ai primit și de la CAP-ul, de la secretarul organizației de bază, Cioloca Ion, un alt domn, tovarăș, care i-a dictat-o același tovarăș președinte, care era contabil, el a primit hârtia și la CAP-ul,
Eu declarat ăsta, o scris-o și când amândouă s-au potrivit cum se potrivesc aceste mâini, am fost ăsta discutați în ședința profesorală. Am găsit că voi fi și eu discutat și am mers la unul dintre profesori care l-am avut de biologie și i-am spus care-i treaba și care-i situația mea și nu știu ce. La care el îmi spune, auzi, măi Chirile, eu nu sunt membru de partid și dacă aș fi, nu pot să te apăr, dar tot ceea ce depinde de mine am să fac pentru tine. Și bineînțeles că n-a putut să facă, am fost exmatriculați, eu de la chimie-biologie și doi băieți, adică o fată de la Orșova, de la istorie-geografie și încă un băiat tot de la istorie-geografie, Orevițan, de aici, de-al meu coleg. Și profesorul de agricultură, Roșa, îmi spune, după ce am fost exmatriculat, de unde sunt. Din partea Oraviței. Dacă știi cine e la SMT-ul director? Da, Lincar. De ce? Dacă vrei, îți dau o recomandare să te duci să te angajeze și să vii la anul să dai admitere din nou din producție. Că atunci poate că vei reuși. Bineînțeles că nu m-am dus, pentru că nu puteam. Dar am venit, m-am dus la Arad, am făcut 3 ani școală tehnică sanitară și m-am întors în satul de unde am plecat asistent. Am plecat acolo 10 ani și spre norocul meu și spre norocul lor, acestor domni, când au fost pe patul de suferință, m-am dus la ei și cu ce am putut și tratamente și tot, le-am făcut cu aceeași dăruire care aș fi făcut-o celor care mi-au făcut atâta bine în viață. N-am ținut cont. Am zis, dacă este ceva, va fi cineva sus care le va plăti pentru mârșăviile pe care le-au făcut.